poate că la casa dumneavoastră nu v-ați luat în covacă. Da, eu am avut și mai multe probleme de sănătate. Toți am născut în Suceava. Operată. Durerea de spate o am mereu. 4 copii prin cezariană. Erați undeva abonat la lapte, cumpărați lapte sau? Mai nu eram abonat, cumpăram mai de la magazin, de la oameni de sat. Este miercuri dimineața, mulți dintre noi numai ce ne-am trezit, dar în noaptea ce a trecut, în timp ce noi ne odihneam de la sute de kilometri din Hunedoara, o familie s-a pornit spre Suceava. În spate au o remorcă, iar în acea remorcă este o băcuță pentru o mamă cu 4 copii. Vom merge să ducem această binecuvântare pentru această familie. N-ați avut vacă niciodată, spuneți. Tatăl meu. Dacă grajdul făcut. Da, da. Și cum a fost acasă cu vaca dumneavoastră, când erați copii? Cât a fost acasă? Noi 12. Era importantă vaca în familie, mă gândesc. Păi ne-a ajutat mult, nu, laptele. Unde că la casa dumneavoastră nu v-ați luat încă o vacă? Da, eu am avut și mai multe probleme de sănătate. Toți am născut prin cezariană. Durerea de spate o am mereu. 4 copii prin cezariană. Când ați primit vestea asta, că o să ajung o văcuță la dumneavoastră, cum ați primit vestea asta ca și familie așa? De mult o să conteze vaca asta pentru familia voastră? Foarte mult, da. Fetele fiind că consumă lapte, cu cereale, cu spaghete, așa, gen dimineața nimică de bine. Asta e cam... Până acum erați undeva abonat la lapte, cumpărați lapte sau? Mai nu eram abonat, cumpăram mai de la magazin, de la oameni de sat. Văcuța, vezi? La vacă? Frumoasă! Știam că prin o vacă. Corect! Din timp ne luam. Dar o să mergi cu care? Nu o să fie problemă să nu ai. Nu, nu o să fie problemă. Nu, o să fie îngrijit, o să fie. Mulțumesc pentru vacuță. Ați venit din Hunedoara. Câți kilometri sunt până aici? Aproximativ. 500 și vreo, din Petrila de unde am plecat cu vaca, vreo 560, 550, ceva de genul. La ce oră v-ați pornit? Seara la 10 și ceva am plecat. Am înțeles, deci toată noaptea ați venit până la Suceava. Ce vă determină să faceți lucrul ăsta? Atâția kilometri? Păi... El, Radu, fratele meu, m-a sunat într-o zi, face, uite, vreau să mai mergem să ducem o vacă la Moldova, hai, vii cu mine. M-a luat, hai să facem, mergem să facem o faptă bună pentru Domnul și zic, dar cum să nu zic, mergem. Zice că eu am o problemă la mașină, face vitul cu mașina, luăm o remorcă de la cineva și mergem. Mergem, zic. Da, noi mai fericit suntem, pentru că dăm din băiețul nostru. Se vor adupă 10 ore de mers cu mașina, ai ajuns la familie, ai cunoscut familia, ați oferit darurile care le-ați avut. Cum te simți acum? Împlinită, fericită. Și eu când eram mică primeam la rândul meu. Care au fost lucrurile care le-ați adus de la Hunedoara? În primul rând o vacă, care e cel mai important element, și în al doilea rând lucruri ușoare pentru fetițe, pentru părinți, haine, încălțăminte, alimente, lucruri de igienă personală, papetărie, tot cam ce trebuie pentru un elev, o grădiniță. Am văzut că fetițele s-au bucurat foarte mult de ce au primit. Cum ai reușit să pui lucruri care să le placă atât de mult? Țin minte că de asta mă bucuram eu când primeam și m-am uitat și am zis să iau exact de ce m-aș fi bucurat eu. Și acum mă bucur de ele și mă bucur împreună cu ele de bucuria.